de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 35, lipsește doamna consilier județean motivat, doamna Ivanov. Ședința este legal constituită și putem începe desfășurarea lucrărilor. Având în vedere probleme care le prezentăm la ordinea de zi, la ședință au fost invitați să participe domnul Grigore Filip, directorul general la SECI Aerostar S.A. Bacău, doamna Chelaru Oana Daniela, președinte executiv la Aeroportul Internațional George Ionescu, Răzvan Găină, directorul Compania Regională de Apă Bacău, Nemțeanu Cristie, antrenor Sport Club Municipal, Relu Auraș, director Sport Club Municipal Bacău, Aniță Georgiana Sportivă, Sport Club Municipal Bacău, Popa Mariana, manager la Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Crâșmaru Natașa, director executiv la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor din Bacău, Popa Adrian, managerul Spitalului Județean de Urgență, Mihalache Ion, inspectorul șef de la ISU Bacău, Rodica Știucă, directorul general Direcția DGASPC Bacău, Ardeleanu Lența, director de la Serviciul Public Județean de Drumul. De asemenea, directorul executiv și directorul executiv ajunț ai direcțiilor aparatului de specialitate sunt prezenți și reprezentanții mass media. Pentru întâlnirea de astăzi, ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 4-a 8-a. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Bostan Ionel Gabriel. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 1.026 metri pătrați și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 128,25 metri pătrați aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Aeroportului Internațional George Ionescu Bacău în favoarea SECI Aerostar S.A. Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de mandat între județul Bacău și SECI Deteman SRL Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău, ADIS. 7. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite obținute la nivel internațional sportivei Aniței Georgiana și antrenorului Nemțeanu Cristi. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în cadrul Autorității Teritoriale pentru, de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestuia, în vederea casării a unor construcții aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului maxim de carburanți pentru utilaje aflate în proprietatea județului Bacău și date în folosință Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maior Constantin Iene al județului Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier. 14. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean din 2012 cu modificările și completările ulterioare. 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrative teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educative speciale pe anul 2016. Iar la punctul 16 avem o informare privind stadiul derulării contractului de asociere dintre județul Bacău și municipiul Onești în vederea realizării în comun a planului de investiții prioritare necesare conformării cu standarde impuse de Uniunea Europeană referitoare la calitatea apei potabile și tratarea apei uzate, prevăzută în etapa 1 a master planului județului Bacău. 17. Diverse, iar la punctul diverse s-a propus după publicarea ordinii de zi în ziarul, local, următorul material. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții pe drumurile județene, reabilitarea și modernizarea DG100
23, limită județ Harghita, Valea Uzului, Dărmănești, DN12A, în cadrul PNDL. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Bacău pe anul 2016, proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Analiză și Verificare a Activității CRAB ESA Bacău, care o să îl propun să-l aducem mai în față. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este de acord? Vă mulțumesc. Împotrivă, mă abține. Unanimitatea a fost aprobată. Acum am să încep cu... Vreau să continui cu un lucru frumos în viața fiecăruia. Luna aceasta și-au sărbătorit în ziua de naștere un număr de 5 colegi. Este vorba de Grițu Gabriel, 6 august, Ochenatul Nechifor Eugen, pe 13 august, Manolache Vasile, pe 20 august, Ghișanul Claudiu Sebel, pe 5 august. Și astăzi își sărbătorește și este ziua de naștere a colegii noastre, Tina Oana Cristea. Urăm tuturor la mulți ani, sănătate! Pentru că ne apropiem și am încheiat și este meritul Consiliului Județean a mandatului trecut și al nostru pentru finalizarea acestui proiect frumos de la Moinești, Clubul Lira. Am invitat aici pe domnul primar al municipiului Moinești, pe care îl rog să ne spună câteva cuvinte în prag de sărbătoare. Vă rog la microfon. Domnul președinte, domnilor vicepreședinți, domnilor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor din aparat de lucru a Consiliului Județean, doamnelor și domnilor invitați și doamnelor și domnilor de la media, e o zi bucuroasă, e o zi fericită, eu sunt bucuros că am șansa să fiu astăzi în fața dumneavoastră. Să mulțumesc, în primul rând, fostului președinte al Consiliului Județean și fostei echipe din Consiliul Județean Bacău, la momentul respectiv 2013-2014, când am început discuțiile cu privire la acest proiect și faptul că am reușit să conving Consiliul Județean și am înțeles cu toții că nevoia de cultură pe zona de din afara municipiului Bacău este la fel de stringentă și la fel de necesară. Așa cum am gândit atunci, Casa de Cultură Lira din Moinești, am dorit să o transformăm într-un centru zonal de cultură și ne gândim astăzi la un centru cultural, așa cum este și am văzut denumirea normală a unui pol care se dorește a fi în zona de nord-est a județului Bacău. Ne apropiem de finalul lucrărilor și profit de această zi de ședința dumneavoastră pentru a vă adresa invitația în mod direct ca pe 8 septembrie, când este și sărbătoarea municipiului Moinești, sărbătoarea legată de, din tradițiile de zeci de ani, ziua petrolistului și nașterea Maicii Domnului, să legăm această sărbătoare frumoasă a moineștenilor și să o încununăm cu inaugurarea Casei de Cultură. Programul va fi la ora 12:30, joi 8 septembrie, va fi inaugurarea festivă, va urma în calendarul zilei o întâlnire pe ceea ce înseamnă o dezbatere culturală și turistică, respectiv imposibil să punem bazele Asociației de Promovare a Turismului în județul Bacău, am mai avut câteva runde de întâlniri și asta tot datorită și eforturilor Consiliului Județean prin Serviciul de Promovare a Turismului din cadrul Consiliului Județean. Moineștenii și toți doritorii cursul după amiezii vor avea posibilitatea să viziteze Casa de Cultură, Centrul Cultural Lila, cum va fi el denumit în continuare, până când îi vom găsi o denumire, poate cu toții, este o dezbatere în spațiu virtual pe această temă. Iar seara la ora 18 va fi primul concert inaugural și așa cum ne-am dorit de la început, să arătăm că este un centru cultural,
Inaugurarea va fi făcută de către Filarmonica Mihail Joran din Bacău și va continua și cu alte nume din muzica românească. Eu vă mulțumesc încă o dată tuturor. Mulțumesc în mod special doamnei director Gireală, care și astăzi, înainte de ședință, am avut discuții și discuții constructive. Și mulțumesc întregului aparatului de lucru tehnic din Consiliul Județean, care au urmărit îndeaproape acest proiect și, așa cum spuneam și colegilor, că erau doamnele din aparatul tehnic, am sentimentul că s-a făcut o treabă bună, am corectat ceea ce trebuia corectat în cadrul proiectului și vă aștept pe toți la Moinești să vedeți roadele efortului nostru a tuturor. Vă mulțumesc și vă aștept pe 8 septembrie la Moinești. Da, mulțumim, domnul. Iar avem un proiect dus la bun sfârșit și se vor bucura nu numai moineștenii, toți cei din împrejurim și toți locuitorii județului Bacău. Deci invitația este lansată, ne vedem pe 8 la Moinești. Vă mulțumesc! Mulțumim! Un alt subiect care vizează sănătatea noastră a tuturor și, din păcate, ceea ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni pune în situația de a aduce în prim plan astăzi în discuție. Este vorba de criza apei din perioada 15-19. Considerăm că este un caz de forță majoră și de maximă urgență, care, din păcate, a readus în atenție o problemă veche și anume lipsa unui sistem alternativ de furnizare a apei pentru municipiul Bacău. Da, este îngrijorător că pe tronsonul cuprins între Stejarul și Bacău se poate produce oricând o nouă avare, având în vedere vechimea conductelor și calitatea maturii din care este construit. Păcat că cei care ar trebui să și s-au ocupat de gestionarea sistemului de alimentare, dar nu au avut curajul să-și asume responsabilitatea și să fie în prim plan în acele zile de criză. Bacăul nu are un proiect pentru realizarea unui sistem alternativ de alimentare cu apă, iar acest lucru trebuia să fie o prioritate pentru cei care conduc de ani buni compania regională de apă. Deși în ultimele 12 luni a fost invitat aici directorul general pentru a prezenta un raport de activitate și aspectul de care nu a adus în atenție și nu a făcut niciun fel de interpelare referitor la rezerva de apă pentru municipiul Bacău. Domnul Răzvan Găină, domnul este? A fost convocat, a venit. A fost convocat, a venit, nu? Așadar, în calitate de președinte a Consiliului Județean, voi propune constituirea unei comisii formată din partea noastră, Consiliului Județean, din trei persoane. Eu propun una să fie din aparatul tehnic al Consiliului Județean și două dintre consilierii județeni, o comisie pentru a analiza activitatea companiei regionale de apă cu privire la cauzele care au condus la producerea de avarea de aducție. Vă propun spre adoptare acest proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză și verificare a activității CRAB-ului. Este un moment fericit, nu am vrut să ajungem în această situație, dar apa înseamnă sănătatea noastră a tuturor. Și nu putem să... Astăzi noi suntem responsabili față de bătăuani și trebuie să ne asumăm. Așadar, vă propun să... Eu aș veni de propunere din partea aparatului tehnic să facă parte în această comisie doamna inginer Gireală, Cornelia. Iar aș vrea ca o propunere dintre noi să fie din partea majorității și una din partea opoziției. Vă rog să faceți propunere. Domnul Pocovnic.
Propun ca din partea majorității din Consiliul Județean să facă parte domnul inginer Corneliu Ciobănița și pentru că are pregătirile de specialitate în domeniu, cunoaște domeniul și pentru că a activat în acest sector și are expertiza necesară unei asemenea poziții. Mulțumesc. Sigur, Comisia vrea să o construim din 5, din 7, dar am zis să o construim din 3, să fie lucrativ. Și să dăm posibilitatea și celor de la Consiliul Local să vină curat, să fie o comisie comună. Partidul Național Liberal? PSRO? Să solicită și să voteze în ședința AGA revocarea președintelui Consiliului de Administrație în persoana domnului Gabriel Stănică Lupu, precum și revocarea directorului general al CRAB, S.A. domnul Răzvan Găin. Supun la vot. Cine este pentru? Vă rog să numărați. Pentru a mandata reprezentantul nostru în AGA, în persoana doamnei economist Mitra Gabriela, să solicite și să voteze în ședința adunării generale, așa revocarea președintelui Consiliului de Administrație, precum și revocarea directorului general. Sigur, aia sunt procedurile. Vă rog să numărați tot. Vă mulțumesc mult. Toți sunt în viață. E vreo abținere? Vot împotrivă. Vot împotrivă? Mulțumesc. Expunerea. Doamna secretar executiv, pe domnul Puntarului. Președinte, la începutul fiecarei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile legale menționate, vă rugăm să supuneți spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare al lunii iulie. Vorba de ședința extraordinară. Pentru? Supun la vot. Împotrivă? Abținere? O abținere? N-am participat la ședința președinte. Da. Mulțumesc. Vă rog să ne fie. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Doamna secretar, vă rog.
Domnul Bostan Ionel Gabriel ne supune atenției demisia din calitatea de consilier județean ales pe listele PSRO, înregistrată sub numărul 12.556 din 3 august 2016. Potrivit prevederilor articolului 9, aliniatul 2, litera A și ale aliniatului 3 și articolului 10 din legea numărul 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali, modificările și completările ulterioare, printre cazurile de încetare de drept a mandatului de consilier județean, se prevede și acela de demisie, situație în care Consiliul Județean, la propunerea președintelui, ia prin hotărâre actul de demisie și declară locul vacant. Având în vedere dispozițiile legale mai sus menționate și situația creată, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Bostan Ionel Gabriel. Mulțumesc! Conform procedurii, trebuie să supunem la vot acest proiect. Cine este pentru vacantare? Mulțumesc! Potrivă, ține. În unanimitate a fost aprobat. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Vorba de proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 1026 de metri pătrați și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 128,25 metri pătrați aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea aeroportului național George Enescu în favoarea societății comerciale Aerostar S.A. Bacău. Pe scurt, solicitantul are calitatea de operator de distribuție și prestează serviciul distribuției energiei electrice pentru utilizatorii clienții finali, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică ce îi aparține, fără a deține licență, astfel cum rezultă din adresa Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei din iunie 2016 și decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei din 2005. În favoarea solicitantului, în aplicarea prevederilor articolului 12 și 14 din Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale, poate fi constituit cu titlu gratuit dreptul de uz pentru realizarea acestei investiții pe durata necesară executării lucrărilor asupra terenului în suprafață totală de 1026 de metri pătrați și dreptul de servitute de trecere subterană pentru amplasarea cablurilor electrice subterane pe durata existenței capacității energetice asupra terenului în suprafață totală de 128,25 de metri pătrați. Precizăm că Regia Autonomă a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău și-a exprimat acordul în vederea realizării investiției referite anterior prin hotărârea Consiliului de Administrație din octombrie 2015 și acordul de principiu atașat acesteia. Față de cele mai sus precizate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 1026 metri pătrați și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 128,25 metri pătrați aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea aeroportului internațional George Enescu Bacău în favoarea SECE Aerostar S.A. Bacău. Și pentru că avem invitat aici directorul general de la SECE Aerostar, domnul inginer Filip, vă rog că aș vrea să faceți o impresiune, dați câteva detalii referitor la investiția pe care o propuneți să o faceți acolo. La microfon, dacă... Domnule președinte, domnul vicepreședinte, domnul membru al Consiliului Județean, în primul rând vă mulțumesc pentru asigurările de ordine de zi solicitarea noastră. Despre solicitarea noastră avem relativ puțin ce se spune, pentru că prezentarea domnului președinte a fost, după părerea mea, completă. Eu am să iau câteva elemente. Deci societatea Aerostar, fiind situația actuală a modului de distribuție energiei electrice în partea de sud a Bacăului, este operator de distribuție util de licență, care distribuie energie electrică unor entități din preajma noastră. Este vorba de liceul Aricoandru, care se alimentează din la noi, este vorba de unitatea militară și este vorba de o serie de societăți comerciale care, din câte știu eu, au un total de 5-600 de angajați. Deci toți aceștia sunt aprovizionați, alimentați cu energie electrică de la Aerostar. Tot conform legii, noi avem obligația ca operator de distribuție
să dezvoltăm rețeaua și să o întreținem de așa natură încât să fie asigurată securizarea alimentării energiei electrică a celor care sunt conectate la rețeaua noastră. Ca urmare, în situația de fapt de acum, când unul din cablurile electrice prin care asigurăm conectarea la rețeaua națională a transformatoarelor noastre, un cablu care este traversat o parte din partea sud a Bacului și vine până la stația la Bacescu, în situația actuală, în acest cablu dă semne de oboseală și produce dese întreruperi, noi suntem nevoiți să investim în înlocuirea cablului, astfel încât să ne îndeplinim obligația legală de a nu afecta asigurarea energiei electrică a consumatorilor acordați. Deci noi va trebui să facem și aceste investiții, de aceea am solicitat și Consiliul Județean, dar și unor primării, dreptul, conform legii, de a trece cu acel cablu, investiție care va asigura siguranța conectării pe termen lung la rețeaua națională de energie a acestor consumatori și, desigur, și Aerostarului. Menționez că Aerostarul are încă 3 cabluri de conexiune la altă stație decât pe cea la Bacescu. Acele cabluri de conexiune ar asigura suficient alimentare pentru Aerostar, dar nu și pentru consumatorii pe care îi alimentăm și despre care am vorbit. Tocmai în acest moment trebuie să ne ducem o situație legală și să investim în dezvoltarea rețelei. Dacă sunt întrebări, mulțumesc, domnul director Gean, pentru precizări. Dacă sunt intervenții la acest punct al ordinii de zi, dacă nu, vă supun la vot proiectul, așa cum a fost prezentat, cu toate precizările. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Și înainte de a trece la următorul punct, la ordine de zi, o să mă rog pe doamna secretară județului să facă câteva precizări referitor la modalitatea de vot. Mulțumesc frumos! Domnul director general, vă mulțumim mult de tot. Nu vă ascund, o fac public, am avut o întâlnire cu domnul director general imediat după constituirea Consiliului Județean, în calitate de președinte, și vreau să ne unim forțele, să ne consultăm împreună și să dăm tot sprijinul. Una din problemele care le-am identificat este de a sprijini în a pregăti forța de muncă. Pentru că, așa cum discutam mai devreme, nu va fi o problemă locurile de muncă, de deja avem o problemă cu forța de muncă. Calificată. Muncă calificată. Și va trebui să ne forțe cu cele două universități, cu inspectoratul școlar, județean și respectiv Ministerul Educației, pentru un proiect mai amplu, pentru a găsi cele mai bune soluții. Vă mulțumim mult de tot, domnul director general, și un succes! Vă mulțumim, doamna secretar, vă rog! Domnule președinte, pentru exprimarea opțiunii, să vă folosesc această dată cuvintele da sau nu, tocmai pentru ca opțiunea să fie clară, precisă, fără echivoc și fără putință de interpretări diferite. Ați distribuit buletinul? Vă rog frumos, distribuiți buletinul. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. E vorba de aprobarea încheierii unui contract de mandat între județul Bacău și SECE de demand SRL prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Societatea de Deman, în calitate de concesionar în contractul, solicită încheierea unui contract de mandat. Vă rog să faceți liniște. În baza căreia societatea se efectueze demersurile necesare în vederea eliberării autorizației de construire în numele și pe seama județului Bacău. Propunerea de mai sus este motivată de obiectul contractului de concesiune care privește construirea unui hangar pentru gararea unei aeronave pe
terenul proprietatea județului și aflat în administrarea regiei autonome a aeroportului internațional George Enescu Bacău. Totodată, în conformitate cu prevederea articolului 5.1 din același act administrativ, societatea are obligația realizării acordului la platforma de îmbarcare, debarcare și a drumului de serviciu pentru aeronavă și mijloacele auto. De asemenea, prin același document se arată că prin certificatul de urbanism s-a impus obligativitatea prezentării de către societatea unui drept de creanță asupra terenului pe care urmează să fie realizate lucrările aferente acordului la platformă și a drumului de serviciu în vederea emiterii autorizației de construire. Față de cele mai sus menționate, supun spre aprobare hotărârea privind aprobarea încheierii unui contract de mandat între județul Bacău și SC de demand SRL. Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre, dacă nu, cred că sunt clar, să supun spre aprobare proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc că în unanimitate a fost aprobat și acest proiect de hotărâre. Trecem la punctul 5. Eu v-aș propune ca cele două proiecte, atât 5 și 6, care fac referire la modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cât și modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercompensalizare Bacău, să le discutăm împreună, pentru că e vorba de două adrese și vorba de niște prevederi, vorba prin adresa venită de la ADIS, înregistrată la Consiliul Județean la începutul lunii, se solicită actualizarea statutului în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern din 2008, act normativ care a fost modificat în 2014, ceea ce justifică modificările aduse prin prezenta hotărârie, iar adresa de la ADIS, prin care se solicită o modificare la statutul asociației motivat de angajamentele asumate de România prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană în sectorul de apă abuzată și de faptul că în perioada imediat următoare expiră termenul de conformare. Toate acestea determinând necesitatea întocmirii la nivel județean a unei noi aplicații de finanțare pe programul operațional 2014-2020. Motivat de aceste aspecte care sunt cele mai importante, se impune de urgență actualizarea documentelor de natură instituțională în sensul corelării statutelor cu prevederile legale în vigoare, precum și flexibilizării funcționării structurilor asociațiilor prin stipularea exactă a atribuțiilor Consiliului Director, atât în privința politicii de personal, cât și a regulamentului de organizare și funcționare. Iar în proiectul de hotărâre se menționează doar acele articole care sunt corelate și justificate și completate după ultimele acte normative. Dacă sunt intervenții, da. Domnul Consiliu Dețean Munteanu, vă rog. Domnul președinte, mă solicit să ne-a fost greu să documentez aceste proiecte de hotărâre. În primul rând, datorită tehnicii de redactare a hotărârilor, pentru că nu am găsit alături de propunere de modificare și varianta inițială a articolului care este modificat și cred că ar trebui să fie pe viitor asta o modalitate de lucru. Și apoi, pentru că nu am reușit să găsesc documentele la care se face referire, mai exact, nu am găsit statutul ADIS decât cu mare greutate, căutând pe internet, pentru că pe internet la alte surse decât site-ul asociației. Lucru care nu este firesc. Nu există statutul. Repet, vă informez că nu există statutul acum. Nu există regulament de organizare și funcționare. Nu există structura de conducere a asociațiilor. Nu există membrii organului de conducere. Nu există CV-urile acestor membri. Sunt informații care ar trebui să fie, pentru că chiar dacă nu sunt
societăți comerciale și nu cad sub incidența ordonanței 109 privind guvernanța corporativă, cred că ne putem inspira de acolo, acolo sunt obligatorii aceste mențiuni, în primul rând, din respect pentru beneficiarii serviciilor publice și apoi pentru o bună comunicare. O primă condiție pentru a avea o relație bună cu beneficiarii serviciilor a acestor structuri este o bună comunicare, o bună informare privind activitatea, privind felul în care până la urmă se cheltuie banul public. Cum spuneam, am reușit până la urmă să găsesc statutele. Statutul ADIS-ului l-am găsit mai greu, ADIS-ului l-am găsit mai ușor. Și am constatat că ele sunt realizate plecând de la Ordonanța 855, care stabilește actul constitutiv cadru și statutul cadru al Asociației Intercomunitare de Dezvoltare. Această ordonanță a fost dată în 2008 și pentru că, probabil, practica a relevat faptul că trebuie să îmbunătățite, în 2014 au fost îmbunătățite prin hotărârea de guvern 743. Uitându-mă în hotărârea 742, am văzut acolo că se fac modificări în ceea ce privește cuvormul și majoritățile cu care se iau deciziile în aceste asociații intercomunitare de dezvoltare. Nu am văzut, în schimb, nimic referitor la atribuție Consiliului Director. Și atunci a zis, domnule, legiuitorul nu s-a gândit la așa ceva, nu au fost propuneri pentru astfel de modificări. Probabil au fi poate fost. Dar s-a considerat că locul lor este în altă parte. Și uitându-mă și la alte asociații din țară, am văzut că locul acestor atribuții este în regulamentul de organizare și funcționare. De aceea noi considerăm că prevederile legate de atribuțiile Consiliului Director ar trebui puse în regulamentul de organizare și funcționare. Acest regulament să fie aprobat în Consiliu și apoi să fie instrumentul de lucru al asociațiilor. Care este acolo, regulamentul are și alte, trebuie să aibă și alt conținut decât simplele atribuții ale Consiliului Director. Dar despre și fișele postului și relațiile dintre compartimente, atribuții ale acestora, gradele de subordonare și așa mai departe, cum știți bine din teoria organizării. Vreau să fac atenția că ordonanța 743, care vă spuneam, modifică starea actul constitutiv cadru și statutul cadru, a fost pronunțată în 2014 și avea un termen de conformare de 6 luni. Dacă ADIB-ul a făcut modificările în termen, la ADIS constatăm o întârziere. Suntem în 2016, a trecut de mult acel termen. Pentru că la ADIS apar și modificările legate de această ordonanță. În concluzie, credem că ar trebui retrase articolele referitoare la Consiliul Director și să rămână doar cel care modificarea la articolul 32 privind modificările actelor constitutive și statutului din act tradițional. Mulțumesc! Mai sunt alte intervenții. Doamna consilier Coșa. Bună ziua, aș vrea să-i răspund punctual domnului consilier, din prisma aceea că astăzi sunt director adjunct ADIC. Domnule consilier, așa cum ați văzut pe site-ul ADIC, aceste două articole, ce ne propune dumneavoastră astăzi, nu pot funcționa decât împreună. Am văzut că stăpâniți problema relativ. De ce? Consiliul Director angajează, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și setarea raporturilor de muncă. Dacă astăzi scoatem de pe ordinea de zi articolul cu Consiliul Director, atunci cade și punctul 1. Mă refer la articolul 23. Asta e prima mea precizare. Precizarea numărul 2. Regulamentul de organizare și funcționare de fiecare dată a fost pus pe site-ul Consiliului Județean. Dar cred că ar trebui să încep
să vă menționez tuturor consilierilor județeni că acest ADIP și ADIS sunt niște organe lucrative. De fiecare dată, mulți dintre noi au sentimentul a le duce spre regiile comerciale sau în societățile comerciale. E nici mai fals. Ele sunt o structură lucrativă, așa cum se numesc o asociație între unitățile administrativ-teritoriale. Începând cu master plan din 2010, cu toții, am avut acces la absolut toate documentele ADIP-ului. Toate proiectele de hotărâri sunt publice, domnule consilier. De la prefectură până la fiecare unitate administrativ-teritorială. Nu le-a ținut nimeni ascunse, regulamentul de organizare și funcționare v-a fost prezentat, deși, conform statutului ADIP și conform ordonanței pe care dumneavoastră și corect ați menționat-o, nu trebuie să intrăm cu ea în votul Consiliului Județean. Consiliul Județean votează doar Consiliul Director. De acolo, ce se întâmplă cu aparatul tehnic al ADIP este doar responsabilitatea Consiliului Director. Și aici aș vrea, pentru că doamna Gereadă și știe la foarte bine acest subiect, dacă crede că are ceva de completat, să mă completeze. Vis-a-vis de ce are de făcut Consiliul Director. Ați văzut că Consiliul Director, practic, este cel care încasează minusurile aparatului tehnic. Atunci când nu funcționează ceva bine în ADIP, nu întotdeauna au fost responsabili cei din aparatul tehnic, ci Consiliul Director, atunci când nu a ajuns o hotărâre la timp sau corespunzătoare, deși a spus că documente de ADIP se găsesc har Domnului, inclusiv master planul. Dacă aveți curiozitatea, dragi colegi, este un document public pe site-ul Consiliului Județean. Asta nu mai e, nu găsim documente de la ADIP. Asta așa, doar probabil că nu-mi place să vorbim. Mulțumesc! Dacă permite să răspund colegii. Am văzut revedere și la structura de conducere. Nu mi-a spus nimic despre cine sunt membrii ADIP, membrii Consiliului Director, membrii ADIP știm, membrii Consiliului Director, care este CD-ul lor. Asta ceream, printre altele. Iar regulamentul de azi funcționare, eu nu l-am văzut de site. O parte n-am știut ce să caut. Domnul consilier, în momentul ăsta m-a dezamăgit total. Pe cam de aici o impresie mai bună că stăpâniți problema, dar acum deja gata. Mi-ați arătat că nu stăpâniți deloc. Domnul consilier, structura de conducere, dar trebuie să răspund, structura de conducere a Consiliului Director, dacă dumneavoastră ați citit statutul, ați văzut că este stabilită de majoritatea asociațiilor și se votează în ANCA ADIP. Punct. Și trebuie să apară pe site? Doamna consilieră, vă rog, nu. Dezamăgirea din partea doamna. Doamna consilieră, voce. N-avem nimic împotrivă, deci personal, fiind de profesie juridică, n-am nimic împotrivă ca o parte din atribuțiile comitetului director să fie trecut prin regulament. Dar legea de bază care a stat la baza ordonanței la care îi face comitetul, doamna, este de fapt legea asociațiilor și fundațiilor. Și o să vedeți acolo, în legea asociațiilor și fundațiilor, că sunt trei organe de conducere principale. Adunarea Generală a Acționarilor, Comitetul Director și Cenzor. Ei, atribuțiile Consiliului Director, atribuții legale, atribuții de tot, obligatoriu trebuie să fie în statut, pentru că altfel nu-ți primești nici Registrul Comerțului, nici nimeni aprobarea statutului. Sunt de acord cu dumneavoastră că pot aceste atribuții să fie trecute și în regulament. În regulament putem trece ce consideră conducerea actuală a ADIP-ului sau a ADIS-ului bun pentru îmbunătățirea activității ADIS-ului și ADIP-ului. Regulamentul e ca orice un regulament de organizare și funcționare. Dar legea nu ne dă voie să facem abstracții de niște prevederi a legii care ne obligă ca în statut să scriem ceea ce prevede legea. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, dar revin la statutul cadru. Statutul de guvern. Nu am văzut nicio referire acolo din cele care propuneți noastră. Este adevărat, dar noi când nu facem un statut, când o asociație facem un statut, nu se referă doar la un organ, la un act normativ punctual pe care îl elaborează guvernul României, fără să țină cont și de actul normativ mamă, de bază, cu care te duci la notar ca să ți-l aprobi și după aceea te duci la judecător sau dacă în vorba de o asociație sau la Registrul Comerțului. Ăla de la Registrul Comerțului, dacă tu n-ai pus
în actul de bază la deconstituirea unei asociații, cum e cazul la noi, nu aprobă constituirea statutului. Deci aici este problema. Obligatoriu trebuie să-ți apară în statut al doilea organ de conducere al asociațiilor și dacă nu-i scrie atribuții și componență, pentru ce îl pui acolo, numai ca de tot. Deci nu se poate, domnul consilier, eu vă spun din punct de vedere juridic, n-am nimic cu propunerea dumneavoastră să trecem de aici și în partea aia. Ați înțeles? M-ați înțeles. Mulțumesc. Cred că e suficient. O ultimă interviu. Justiția a greșit că a aprobat până acum statutul asociației ființate din 2008. Prevederile acestea nu au fost. Partea executivă, inclusiv centru. Ce Dumnezeu? Ce mă întâlnă? Mă refer la cele pe care vreți să introduceți astăzi. Păi astăzi nu mai modificăm. Dar nu introduce, nu mai modificăm. Respectăm care sunt dată cu cadrul și cele de organizare. Domnul Brănean. Este opinia noastră? Da. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru intervenții. Supunem la vot. În forma prezentată, proiectul de hotărâre. Modificarea și completarea statutului Asociației Tributare Comunitare pentru Salubrizare și modificarea și completarea statutului Asociației Tributare Comunitare pentru Salubrizare. Ce este pentru? Vă rog să numărați votorile. Împotrivă? Abțineri? Cu abțineri. Mergem mai departe la următorul punct al ordinii de zi. E vorba de o performanță și rezultate deosebite obținute de cineva într-o competiție, într-un domeniu prin care se tinde să ajungă cât mai aproape de perfecțiune. Când performanțele sunt realizate de copii și de adolescenți, acestea își măresc și mai mult valoarea. Iar noi avem datoria să-i susținem, să-i încurajăm, astfel încât și mai mulți tineri să-și dorească să facă la rândul lor performanță. Lista acestora este completată la acest moment de tânăra sportivă Georgiana Aniță, care se pregătește la Sport Club Municipal Bacău, secția atletism, sub îndrumarea antrenorului Cristi Nemțeanu și care, în anul competițional curent, 2016, a obținut rezultate internaționale excepționale. La Campionatul European de Atletism Junior 2, desfășurat în perioada 14-16 iulie 2016, la Tbilisi, Georgia, a obținut locul întâi și medalia de aur la proba triplu salt. Tot la triplu salt a obținut locul al treilea și medalia de bronz la Campionatul Mondial de Atletism Junior 1, care s-a desfășurat în perioada 19-24 iulie 2016 în Polonia. În cadrul Campionatului Balcanice de Atletism Junior 2, la Krusevac, Serbia, a obținut o dublă performanță și anume locul 1 la triplu salt și locul 3, al treilea la lungime. Consiliul Județean Bacău apreciază munca, pregătirea, dăruirea și pasiunea materializate în rezultate obținute de tânăra sportivă Georgiana Aniță, precum și dovada seriozității și a profesionalismului de care antrenorul Cristi Nemțeanu a dat dovadă. Potrivit articolului 2, alineat 1 din hotărârea Consiliului Județean din 2002, privind instituirea și acordarea premiului de excelență și a premiilor pentru performanțe deosebite, se acordă premii în bani, care reprezintă echivalentul lei a sumelor stabilite prin hotărârea Consiliului Județean din 2011 și vor fi acordate la cursul din data efectuării plății, celor cu performanțe deosebite obținute în domeniile educațional, științific, cultural, sportiv, economic și social, la nivel național și internațional. Persoanele cu astfel de rezultate urmează să fie premiate pentru cea mai valoroasă dintre performanțele obținute. Față de cele prezentate, care cunoaște
a deosebitei contribuții avute la promovarea mișcării sportive și a imaginii județului Bacău în țară și în străinătate, supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite obținute la nivel internațional sportive Aliței Georgiana și antrenorului nemțeanu Cristi. Întrucât cei doi sunt în cantonament, o să invităm la următoarea ședință pentru a urmâna titlurile de excelență și premiu. Vă supun, sau dacă sunt intervenții pe marginea acestui material, vă rog să le faceți, dacă nu, vă supun aprobări. Vă rog, dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Pentru cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abținere, numai lui Hărbeto a fost aprobat. Trecem la următorul punct al ordinii de zi și am să-i dau cuvântul doamnei director Anca Sava. Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții la unei instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean. Vă rog, doamna director. Așa cum ați menționat, este vorba de modificarea unui proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la două instituții publice cu personalitate juridică de subordinea Consiliului Județean Bacău, respectiv Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Bacău și Concursul Muzeal Uriana Mănescu Bacău. Prin adresa numărul 4178, conducerea Direcției Județene de Evidența Persoanelor Bacău, solicită transformarea două funcții publice, de vrea pe mărul din grad profesional, articulatul acestor funcții publice, care în urma susținerii examenului de promovare în grad profesional a fost declarat atunci. Este vorba de următoarele funcții publice, consilier de clasa unitar profesional principal, consilier de clasa unitar profesional superior și inspector clasa unitar profesional principal, dar consilier de clasa unitar profesional superior. Aceste funcții publice au fost considerate promovării programul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, acordat prin hotărârea Consiliului Județean, numărul 180, din 28.12.2015, și se încadrează în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul de anul și cheltuieli al instituției pe anul 2016. Prin adresa 266, complexul de Muzeal Uriana Antonescu, conducerea acestei instituții publice de cultură, am solicitat modificarea statului de funcție de la promotorii personalului contractual la lucrări profesional, cu mențiunea că această propunere de promovare are vedere la grea întrebările de personal aprobate prin bugetul acestei instituții. Conform legii 284/2010 privind salarizarea unitară personalului plătit din fondul public și a hotărârii guvernului 286/2011 privind principiile de ocupare din post vacant sau temporar vacant, promovarea persoanelor cadrate cu contract individual de muncă în funcție grad sau treaptă profesională se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcții, iar în situația în care nu există un asemenea post, se face pentru transformarea postului din statul de funcții în care acesta se încadrează din nivel imediat superior. Promovarea în grade sau treaptă a personalului contractual din sectorul bugetar se face prin examen. Astfel, la contextul muzealului de Anatomescu s-au organizat examenul de care promovează personal din grad profesional, iar singurul candidat înscris a fost declarat admis, având dreptul de a promova în grad profesional. Având în vedere cele prezentate, consider oportun inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție a celor două instituții prezentate. Mulțumesc, doamna director. Dacă sunt intervenții în marginea acestui material, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere. Împotrivă. Unanimitate. A fost aprobat. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Rog tot pe doamna director Sava să prezinte proiectul pe care vă rog. Expunerea. Mulțumesc. Din adresa numărul 12.319, conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău, Unitate Sanitară Publică 4, cu personalitate juridică, al cărui management a fost preluat de Consiliul Județean Bacău, a fundamentat și propus aprobarea organigramei și a statului de funcții, având în vedere încadrarea angajării de personal, aprobare de legea bugetului acestei unități. Față de structura organizatorică actuală, aprobată prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 116 din 2015, cu
cuprinzând o număr total de 2580 de posturi, din care 58 de conducere și 2523 de execuție, în proiectul de hotărâre s-a propus un număr total de 2585 de posturi, din care 58 de conducere și 2527 de execuție, cu menținerea aceluiași mai departe, respectiv 1361. Propunerea de modificare organigramei și a statului de funcție la Spitalul Județean de Urgență Bacău vizează în principal consolidarea secției de radioterapie prin înființarea 5 posturi de execuție în cadrul structurilor existente, respectiv ambulatorul de radioterapie și compartimentul de radioterapie, având în vedere statul înaintat al lucrărilor de modernizare și de construcție a spațiilor aferente, de schimbarea aparaturii, de montarea acceleratorului de particule, corelat cu nivelul ridicat al adresabilității pacienților cu afecțiuni tumorale. Este vorba de următoarele posturi de execuție, un medic specialist de radioterapie, un inginer specialist de electrotehnică, un fizician și asistenți medicali în radiologie. De asemenea, prin acest proiect s-a propus desfințarea postului vacant de conducere de șef, formație muncitor pe reparație clădiri, de reducerea numărului de formații de la 3 la 2 și înființarea biroului de informatică prin reorganizarea compartimentului de valoare statistică și informare medicală. O altă propunere de modificare a statului de funcție, având în vedere și transformarea gradelor și dreptelor profesionale pentru postul creatorul titular, devinesc condiții legale pentru promovare, ținând cont de prevederile legislative 284/2010 prin instalizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a ordinului Ministrului Sănătății 1470/2011 privind aprobarea criteriilor de angajare și promovare în funcții, grade și drepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar. Menționăm că aceste promovări se încadrează în cheltuielile de personal aprobate cu cerințe pentru și servitorii a Spitalului Județean de Urgență Bacău. Având în vedere cele prezentate, consiliul de asemenea următoare inițierea unei astfel de proiect pentru aprobarea organigramei și statului de funcții la Spitalul de Județean de Urgență Bacău. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rec, cu intervenție pe majoritatea acestui material. Există prevederile bugetare, există bugetul acordat, nu sunt să știu la direcția economică dacă totul e. Da? Ok. Sigur, asta e un proiect, s-a anticipat reglarea investiției la anul acesta și trebuie să ne organizăm ca atare să avem oameni care am aprobat. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc! Trecem la următorul punct al ordinii de zi, cu vorba de expunerea de motive privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020. Conform articolului 3 și articolul 4 din regulament, pentru constituirea Autorității Teritoriale de Ordine Publică, prefecții desemnează prin ordin un comitet de organizare care solicită instituțiilor reprezentate în acest organism nominalizarea membrilor ce urmează să facă parte din cadrul acestuia, conform componenței și funcției prevăzute de lege. O astfel de cerere se adresează și Consiliului Județean pentru nominalizarea reprezentanților săi ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine. În acest sens, Comitetul de Organizare desemnat în ordinul prefectului Județeanului Bacău solicită prin adresa din 2016 înregistrată la Consiliul Județean desemnarea unui număr de 6 consilieri ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020, conform prevederilor legale. Conform articolul 98, raportat la 45 din Legea Administrației Publice Locale 215 din 2001, republicată și cu modificările și comentariile ulterioare, hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret. De asemenea, potrivit articolului 8 din regulament, desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine se face pentru un mandat de 4 ani, valabil până la următoarea lege locale pentru Consiliul Județean, urmând ca după alegeri locale să fie desemnat o altă componentă. Ținând cont de toate aceste aspecte prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2016-2020. Aștept propuneri din partea dumneavoastră, după care, conform procedurilor, să trecem la întâlnire.
nu poate fi pus la dispoziție un, titlu valabil în vederea emiterii unei autorizații de construire. Mai mult, valoarea evaluată pentru această conservare a stației de curare și închiderea batalului în Lămuri este de 620.000 de euro. Conservarea stației de curare constă în... Și nu pot citi mai multe. Dar lucrurile de instalare tehnologică, închiderea și sigilarea admiterii de acte uzate la stația de curare, curirea bazinului și plățirea de reziduri, demontarea utilajelor casate și, și valorificarea acestora, deci ca să poți să casezi ceva, trebuie să ai proprietate. Ceea ce nu e cazul, ca și autoritate locală. Lucrări la instalații electrice, debranșarea stației de curare, refacerea împrejmuirilor, în vederea asigurării securității, închiderea și sigilarea stației tehnologice. Eu cred că sunt suficiente elemente care să nu discutăm de altceva, dar să elimine ceea ce dumneavoastră ați prezentat, că există vrea credință din partea Consiliului Județean, facem parte din Consiliul Județean și vrea, vă rog, domnul consilier Județean Munteanu, să, din partea Consiliului Județean, să vă ocupați dumneavoastră, să veniți cu cele mai bune soluții, împreună cu doamna Gireanu, împreună cu, municipalitatea de acolo, și tehnice și, tehnici, și juridice, încât să deblocăm această situație. Să ne ajutați. Nu, nu, ați spus, la un moment dat, ați spus că există o, o subtilitate de rea credință. Varianta de de stație de curare nouă, așa a fost aprobată de Consiliul Local Onești în data de 16.05.2011, iar Consiliul de Județean Bacău o aprobă în data de 18.04.2012. Unde o fi fost un sovetăcit de amenzi atâta? Un garantie, așa ca să zic. Vă rog frumos să aveți toată disponibilitatea noastră, să vă ocupați și să vă aproape și să veniți cu cele mai bune soluții. Da? Mulțumesc mult! Și mai avem două puncte la ordinea de zi la diverse. Am înțeles că la ora 11 va fi ședința Colegiului Prefectural. Expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, este vorba de drumul județean, reabilitare și modernizare 123, Harghita, Valea Usului, Dărmănești, în cadrul PNDR-ului. Și în vederea încheierii contractului de finanțare multianual pentru acest obiectiv de investiție, Ministerul Dezvoltării, sau mai precis Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul Ministerului Dezvoltării, a înaintat către Consiliul Județean o adresă prin care ne solicită îndeplinirea unor demersuri administrative necesare din partea autorității noastre publice locale, din care, dintre care și adoptarea proiectului de hotărâre pe care vi-l prezentăm. Pentru realizarea acestor investiții au fost elaborate documentații tehnico-economice, proiect fază PT, din care au ieșit indicatorii economici pe care dumneavoastră îi aveți și i-ați studiat în comisie. Față de cele prezentate, propun Consiliul Județean aprobarea proiectului de hotărâre cu prezent principal indicator tehnico-economic pentru realizarea obiectivului enumerat mai sus. Am fost obligați, după publicarea ordinii de zi, pentru operativitate, ca să nu mai o lungim cu încă 30, să putem trimite la București pentru a încheia contractul de finanțare cât mai repede. Vă rog. O mică intervenție. Da, da. Salut, salut acest proiect. Mă bucur că va crește gradul de accesibilitate într-o zonă extraordinar de frumoasă. Vor avea acces la Marea Muzului și Băcăoaie și Moldovene și cei din Ardeal. Este un proiect care poate mai dă o șansă de reabilitare economică a zonei, dar în același timp, cum de prilej acest proiect, să vorbesc de starea drumurilor în județele în general. Pentru că nu e departe momentul în care am fost cu toți în campanie electorală, fiecare cred că avem o experiență privind starea drumurilor județene. Și din acest motiv
vreau să revin cu o idee mai veche, aceea de a realiza un master plan al drumurilor județene și comunale și prin care să stabilim o ierarhizare a importanței acestor drumuri și necesităților investiționale. Acolo, dată stabilite, adoptat acest master plan ca un document al Consiliului Județean, să fie cel care să ne servească ca în scurtă vreme să reabilităm infrastructura județeană. Nu putem vorbi de dezvoltare durabilă dacă nu avem, în primul rând, infrastructură rutieră care să dea posibilitatea a ieșirii comunităților izolate, ieșirii către civilizație. Mulțumesc! Da, perfect, adevărat, dar toți sunt de acord cu ceea ce spun așa asta. Dar e lucru nu-ți faci. Sigur, da. Și m-am găsit să dacă discuții, dar există un astfel, chiar vreau să vin niște precizări tehnice, dar doamna Teatru vrea să intervină și doamna director de la serviciul Județean de drumuri foarte scurt pe acest subiect. Da, există master plan general pe transporturi, care încă nu este aprobat nici prin lege, nici prin hotărâre de guvern, de altfel nici nu se știe exact care va fi modalitatea de aprobare, astfel încât să este deja o putere juridică. Este transmis de aproape de 2 ani la Comisia Europeană, încă nu este în vigoare, iar noi trebuie să gravim la master plan general pe transport, atunci când se va efectua acest master plan pe drumul județean. Cel puțin așa consider că este normal și vor fi să fie o ierarhizare. Dacă nu e aprobat și mai necesită, știu, actualizări și asta, cred că putem da la director Ardeleanu. Nu am nimic de aprobat, am făcut că o să avem în vedere, în realizare cu master plan, să avem o ierarhizare a tuturor drumurilor. Sigur, să facem o prioritizare. Da. Da, 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 sigur. Cu toții suntem de acord că ar trebui să facem acest lucru și o să o facem. Mulțumesc! Supun la aprobarea acest proiect al de hotărâre privind aprobarea integrării tehnică pentru realizarea acestui lucru. Cine este pentru? Împotrivă, abține, urmă, amică care a fost aprobat. Trecem la ultimul, de fapt, proiect. E vorba de expunerea de rectificare a bugetului pro al județului. Și aici am să fac foarte pe scurt o sinteză. Este vorba de o solicitare din partea Spitalului Județean de Urgență pentru finalizarea lucrărilor de la pediatrie. Mai e nevoie acolo de o diferență pe care am regăsit-o la profitul net din, de la aeroport și facem această reglare. Această rectificare pe care venim în fața dumneavoastră pentru a finaliza și acest obiectiv privind sănătatea copiilor. Dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abține. Vă mulțumesc mult de tot. Vă doresc o zi bună. Voturile. Da, da. Voturile. Comisia de numărare a voturilor. Domnul președinte, vă rog. Constituirea Comisiei de Analiză și Verificare a Activității SES și Compania Regională de Apă, Bacorie Sapă. În urma numărării voturilor, rezultatele sunt următoare. Doamna Tireanu Cornelia, 23 de voturi pentru, 11 împotrivă. Ciobanița Corneliu, 23 de voturi pentru, 11 împotrivă. Domnul Șova Sorin, 18 voturi pentru, 16 împotrivă. Proces de avansat astăzi 31.26 pe ocazia numărului voturilor exprimate prin desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020. Doamna Bogea Angela, 23 voturi, 12 împotrivă. Domnul Pocovnicu Dorian, 23 pentru, 12 împotrivă. Ochenat Eugen, 23 de voturi pentru, 12 împotrivă. Șendea Răzvan, 23 de voturi pentru, 12 împotrivă. Domnul Humulescu Vasile, 23 pentru, 12 împotrivă.
Doamna Coșa Maricicam, 23 pentru, 12 împotrivă. Domnule președinte, astea sunt voturi, voturile noastre sunt abțineri. Nu sunt voturi împotrivă. De ce? Da, nu sunt voturi împotrivă, sunt abțineri. Corect. Domnule președinte, 35, abținerile la vot se contabilizează împotrivă. Se contabilizează la voturi împotrivă. Mulțumesc, doamna secretar, pentru mulțumim. Cu acestea, declar închise ședințele de azi, pentru că ședințele de azi